Băi, nu-i pronunță numele, o cheamă Mihaela, în pomodă. Deci trebuie să-i pronunț pe numele. Deci, Mihaele sunt multe, că le zic la mea. Au, pe toate. O, nasol. Eu sunt Gabriel. Ca să le... cu spada de fier. Doar o simpatie. Mie e prietă, nu știu, amică, cunoștință. Dar ce văd pe site-ul ei? Rock and roll. Ștefan Bănică. Mă uit la fată. Ce faci pe fată? Vrei să dai în, în benga? Da, rock and roll. Lasă băi acolo. Elvis Pubis. Ah. Băiatul meu Elvis. Bă, ce pula mă mă zic? Gorila cu părul de pe piept? Da. Păi și cu ce vrei să începe? Păi începe să buței puțin așa. Să buței cumva? Op, 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 op! Păi fata, nu pot. Pune, sunt impotent la fază de-astea. Deci, ei îi place rock and roll. Give me your baby, give me your slaughter to the dough. Give me your daughter to the slaughter. Stai că este hard rock. Cum era rock and roll? I love you like a thunder. I love you bird, my fire, desire. Nu, fata. Nu merge faza de-astea. Faza de-astea cu băieții. Păi, îmi place rock and roll. Îți place rock and roll-ul ăla? Deci dacă vreau să o văd pe fata, eu de-abia aștept să-mi plâng că nu-mi place de-a mult. Trebuie să mă duc la rock and roll când e în decembrie, nu știu. 12, 13 la Ștefan Bănică Junior și o caut pe toată mulțimea aia. Păi pula mea, pe 2000-3000 de oameni cât se întâlnește la rock and roll. Băi, ești tu prost, pula mea, orice prost are mulțimea lui. Nu e mulțimea vie. Are proștii lui, că dacă n-avem proștii noștri, bine că are ăia proștii lui și sau deștepții lui, dacă e deștept. Dar prostii alții îl scuipă. Să zicem că eu sunt prost. Îl scuipă. Și ea sunt deștepți. Deci are 3000 de deștepți. Cum dracu te caute prin 3000 de deștepți? Ce-mi trebuie? Busola lui... Lucine. Give me your daughter to the slaughter, la la la, la la. Cred că agăți alta. Îi zic, fată, îți place rock and roll? A, da, îți place rock and roll, baby? Fac eu, baby? Kiss me now! Ai, acum, kiss me. So what? Ai, fată. Băi, păi tu arăți ca și cum ai dat limit pizdă. Poate nu, doar ți se pare. E doar un simbol, e o prostie. Fac și așa. Ți se pare ție, eu dau cu un. Cu limba printre două degete. Ce pula mea, victorie. Da, se există ție pizdă. Ce uzi, Mihaela? Aoleu, Doamne ferește, mă ce fată deșteaptă, când am văzut-o, am întâlnit-o acum o lună pe stradă, mamă, îmi venea să sărb pe ea, ca aligatorul, ca semaforul care stă pe verde. Venea, dar am stat și eu, normal, și am văzut că e acolo, ce faci, ale. Normal ca orice om, normal, da. În mine se zbătea tărâța. Ce un fat lărâță. Da, nici bătărâța stai acolo cu minte.
stai că fata asta de fapt e blândă, nu? Stai tărâțea. Tărâțea se umfla. Fata credea că... Zicea, ce pula mea face? Fac eu, fata respiră. Păi, ți se umfla atâta. Deja... Și unde ți se umfla? Nu știu unde, ceva. Deci, se duce la rock and roll. Îi place rock and roll. Băi, și mie îmi place una care să am. Băi, Barel, tu ești foarte frumoasă. Mamă, dacă ar fi rock and roll să te pupe cu tine odată, cred că îi se scoală pula de rock and roll cu zice. Mamă, și cât de frumoasă fac asta. Și deșteaptă și are o voce bună. Mamă, dar eu i-am rezistat pentru tot. Culmea. Nu, nu s-a întâmplat. Nu că mă plăcea. Mamă, era în spate. Trebuie să recunosc, da? Eram prea prins pe ele. Încă o plângeam pe ea. Și... nu prea aveam bani. Nu putea să îndină aia nicio papă. Și mi-a și rușine. Știu, eu n-am rușine de gândi, dar nu știu. Să mai bani de bani. Da, țări mea care îmi dă 15 lei, păi. Vrea să mă facă călugări. Fata e cu călugăriță. Păi să facă ea călugăriță întâi și după aceea să vedem. Cred că e călugăriță. Mi-a trimis bani de la călugărie. Eu mâncarea asta de porci, că e mâncarea de porci. De ce? E deja stricată. E de la călugărie. Poate la călugărie. Acum. Cel mai călugărie. Și îmi trimite mâncarea de la mănăstire și bani de la mănăstire. De ce? În cutia mile. Cum? În cutia mile. Ia și ea 15 lei. Nu mai are cutia mile, nu mai are oamenii bani să bage în cutia mile. Și e rușine să ciorească din cutia mile când am mile. E călugăriță. Ai văzut? Ce? Rugăciune originală.